Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbim despre grăsimea corporală. Am vrut să public filmul despre hormonii implicați în procesul de slăbire. Dacă vorbim procesul de slăbire, noi toți înțelegem doar din procentul de masă de adipocite, de masă grasă, de grăsime corporală, neminoare în vedere că trebuie să slăbim din partea musculară, din mușchi. De ce e bine să înțelegem ce este grăsimea, ce roluri are. În general vreau să spun că grăsimea e privită dintr-un unghi foarte negativ, din aspect negativ și pentru sănătate, și pentru frumusețe și așa mai departe. Și ar fi bine să înțelegem de care ea există, care este rolul ei în corp, ce hormoni ea reglează și așa mai departe. Grăsimea noastră corporală, deși ea este cumva privită dintr-un aspect negativ, ce ține și de sănătate și de greutate, dar ea are roluri necesare în corp la noi. Grăsimea există de trei feluri. Grăsime albă, grăsime bej și grăsime brună. Cea albă sunt trigliceridi în formă de adipocite, de a stoca energie, de vitamine liposolubile, are rolul de a amortiza șocurile supraorganelor, funcția de protecție. Grăsimea brună este acea care ne oferă nouă termogeneză, ea arde caloriile la fel cum arde și mușchii, ea este necesară corpului nostru. Din trei feluri de grăsime, cea brună este cea mai benefică pentru noi, cea bej este în proces de brunificare, adică de transformare din albe spre brună, și asta albă, deși este cea mai demonizată, este totuși această grăsime tot are niște roluri pozitive. Și care sunt ele? Asta ar fi ca izolare termică, fiindcă apără organele noastre, totuși oferă protecție, stocare de energie, în caz de o foame mare, noi totuși avem niște trigliceride de ars și totuși poate stoca vitaminele liposolubile. Chiar de grăsime albă nu este atât de benefică, dar deși și pentru ea să găsesc roluri pozitive. Și deja despre cele două am vorbit. Funcția este termogeneza, ea arde calorii pentru a oferi căldură. Dacă am vorbit că sunt celule care se transformă din albi în bej și apoi din bej se pot transforma în maronii, să zicem, noi trebuie să tindem către asta, ca noi să avem cât mai mult grăsime să fie brună sau bej, dar mai puțin albă. Și în jurnalul Scientist, mai mulți savanți s-au strâns și ei au început să cerceteze. Dar cum are asta loc? Cum din celulele albe, din grăsime albă, ea se poate brunifica sau maroniza, a trece în alt fel de grăsime? Ei au descoperit că există o proteină care este dirijată de genă, dar ideea este că când am studiat mai mult, această proteină se poate produce mai puțin atunci când în corp nu se ajunge vitaminele B9, B12, zinc, selen și fier. Cum n-ai da atunci când noi avem statutul nutrițional în ordine echilibrat? Asta face ca gena care convertește din celule albe, din grăsime albă în celule, în grăsime bej, ca să lucreze mai bine. Adică vrei, nu vrei, cumva, oricum am ajuns la nevoia de a stabili un echilibru nutrițional. Ca să vorbim despre funcțiile celulei, bine ar fi să înțelegem din ce ea se constă. Și, în general, eu am mai auzit așa o expresie în glumă că o lipidă, un adipocit, asta nu este tot aceeași ca și cum noi am umple o sticlă cu ulei. Nu este tot așa. O celulă, un adipocit, ea are nucleu, acolo unde se scrie informația genetică, ea are mitocondrii, asta e veșnic o fabrică mică care face energie în celulă, care în genere o face pe dânsa cumva ea să activeze, care dirijează procesele în celulă. Ea are diferiți receptori, enzime, adică chiar și cea mai simplă celulă, celula de grăsime albă, ea are tot o formulă destul de complicată și cu cât e mai benefică celula de grăsime, adică vorbim de bej, dar cel mai bine cea maronie, ele au formule tot mai complicate și mai complicate, dar cu acțiuni foarte benefice și importante corpului, despre care noi astăzi o să vorbim. Acum, din punct de vedere ca locație, să zicem așa, ce fel de tipuri de grăsime? Noi am înțeles că este albă, brună, bej, dar ea poate fi subcutanată, asta ceea ce se află la noi sub piele,
și este, să zicem, cea mai sănătoasă locație a grăsimii. Alta tip de grăsime este grăsimea viscerală, e ceea ce se depune așa ca o parte mare pe organele noastre. Și este grăsime ectopică. Asta ectopică este una cea mai periculoasă. Foarte bine așa relevă acest desen. Viscerală, atunci când ea este într-o cantitate foarte mare, ea este periculoasă, ea dirijează hormonii, reține foarte multe toxine. Pe slide-ul următor v-am arătat grăsimea ectopică. Asta este ceea ce, în general, este cea mai periculoasă pentru sănătate, fiindcă și ea, la rândul ei, poate fi cum sistemică, așa și locală, dar ce să înțelege? Că ea poate fi localizată în interiorul mușchilor, în interiorul vaselor, ea poate fi localizată în interiorul organelor. De exemplu, ați auzit despre statul este gras sau că se numește steatoză hepatică. Fix așa el poate fi să învelească în totalmente rinichi, totalmente să pancreasul nostru. Adică, în general, cea mai complicată grăsime este grăsimea ectopică. Pe următorul slide, de un jurnal de medicină care ține Circulation, care ține de boli cardiovasculare, a arătat legătura între grăsimea ectopică și bolile cardiovasculare, fiindcă fix așa cum există steatoză hepatică, poate fi steatoză a miocardului. Ca de obicei, toate link-urile o să fie la subsol, fiindcă s-ar putea că cineva vrea să intre totuși să vadă lucrările, fiindcă ei au încercat să vadă cât de periculoasă grăsimea albă sau care din care se produce, de ce se face depunerile astea de grăsime, ce ține de sistemul cardiovascular și cardiocirculator. Am ajuns la cea mai interesantă parte a videoului, fiindcă, de fapt, am ajuns la tema că vreau să explic că grăsimea la noi în corp este un organ endocrin, fiindcă produce hormoni, reglează hormoni, produce celule de semnalizare și când vorbim de funcția endocrină. Aici vorbim despre reglarea metabolismului, despre reglarea foamei și despre reglarea procesului inflamator. Țesutul brun, el este antiinflamator, țesutul alb, el este pro-inflamator și bej, adică are ambele funcții, dar în funcție de cantitate, fiindcă el se află deja în interiorul țesutului alb. Haideți să vorbim despre funcția endocrină a grăsimii. Aici vrem să menționăm câțiva în reglarea metabolismului, câțiva hormoni. Asta este leptina și adiponectina. Leptina este hormonul de sățietate, noi am mai vorbit despre asta în alte filme, și sunt persoane care au și rezistență la leptină, adică el se produce, dar corpul nu are starea de sățietate. Și reiesă când avem prea multă grăsime albă, se produce mult hormon leptină, corpul are rezistență și el nu simte starea de sățietate. Acum, dacă vorbim de adiponectină, el invers, el mărește sensibilitatea la insulină, adică el este un hormon de care noi avem nevoie. Și el mai mult se amplasează, să zicem, în interiorul adipocitelor brune și bej. Dacă să vorbim de rezistență, de pofta asta de mâncare, el are mai mult un efect pro-inflamator. Cele mai cunoscute astea sunt tot felul de interleukin, care le știți, interleukin 6, interleukin 1, de exemplu, interleukin 10 a să fie invers anti-inflamator și TNF-A. La foarte multe persoane, eu de exemplu asta văd în analiză, mai ales persoane care au probleme cu rinichii grav sau inima, de obicei el deja este în analiză. Dacă am vorbit de proces pro-inflamator, anti-inflamator, celule de semnalizare. El conține toată armata imună, și limfocite, și macrofagi, și diferite celule de piele, poate să conțină celule care creează vasă noi, adică până la 50 de celule de semnalizare. Informația o găsiți pe ecran. Rol aparte îl are producerea de hormoni sexuali. Mai ales când noi intrăm în menopauză, însuși celulele astea adipocite, ele păstrează, noi la începutul filmulețului am spus că ele păstrează și diferite enzime. O persoană care, de exemplu, a intrat în menopauză, dacă vorbim de femei și chiar și andropauză, vorbim de bărbați, poate converti
hormonii androgene, adică masculine, androgene, asta vorbim de testosteron, androstenediona, poate să le convertească la estrogeni prin aromataza, fiindcă am zis că el păstrează diferite enzime și aromataza este o enzimă. Adică cu vârsta, da, să zicem femeile intră în menopauză de la 45 plus sau 50 ceva plus, 55 plus și așa mai departe, fiecare diferit funcție de cum, cât de bine au avut grijă de sănătate, de reglarea hormonilor, de statutul nutrițional, ok, dar într-o bună zi oricum ziua asta apare. Și în țesutul nostru, subcutanat, la noi, în grăsimea noastră, se produc hormoni estrogeni, adică noi avem nevoie de grăsime. Doar de că necesarul de grăsime la femei, asta ar fi 10-13% din masa corporală, ca noi să avem necesarul de hormoni atât cât nouă ne trebuie, ca masa pe noi să nivelească, să aibă loc termogeneza, să protejeze organele noastre. Un bărbat are un procent mult mai mic. În diferite surse este diferit, dar asta oricum nu-i mai mult de 5%, fiindcă bărbatul la fel o să înceapă să producă prea mulți estrogeni. Eu am mai spus în alte formulețe, noi avem aceiași hormoni, și femeile și bărbații, doar de că necesarul este diferit și conversia are loc într-o cantitate mai mică sau mai mare în funcție, noi ne naștem femei sau bărbați. Vreau să atrag atenție aici bărbaților. În cazul în care aveți prea multă grăsime viscerală, da, după desen în filmuleț ați văzut-o, vrei nu vrei, hormonii vin, hormonii androgeni, ei migrează, intră în celulă, în adipocite și aromataza îi convertește la estrogen. Cum asta se poate descăpa? Gen, dacă facem exerciții, crește cantitatea de hormoni androgeni, apare mai multă conversie din celulă, din grăsime albă în celule bej sau brună, cu timpul în brună, acel adipocit, să zicem, nu o să convertească așa de mult la estrogen. Sau expunerea la saună, sau la temperaturile ridicate, sau la frig și sport. Asta e sursa cum noi putem să convertim. Acum vorbesc pentru femei. La fel, când noi ne ocupăm cu sport, cu timpul ovarele nu mai produc atâta estrogen, dar oricum el se convertește, pur și simplu se convertește foarte mult în diferite țesuturi, fiindcă aromataza asta se găsește în foarte multe țesuturi, dar mai ales în adipocitele noastre. Și cu timpul, când ovarele noastre produc foarte puțin în general hormoni, fiindcă ele își micșorează activitatea, hormonii la noi se produc în suprarenale și în țesutul gras. De aia o femeie are nevoie de grăsime. Și eu am să explic în următorul film hormonii implicați în a slăbi. Dar este important că noi avem nevoie de grăsime. Doar de că noi avem nevoie și de expunerea la frig și de expunerea la căldură, dar cel mai important, noi avem nevoie de exercițiile fizice. Pe următorul slide vedeți informația din jurnalul Frontiers, unde ei arată tipurile de grăsime, ei au cercetat grăsimea brună, grăsimea bej, locurile unde în corp la noi se păstrează grăsimea bună, brună, este la partea supraclaviculară. De obicei, din cauza că noi am vorbit că grăsimea brună, ea reglează termogeneza, asta înseamnă că în locul acelea corpul practic nu îngheață, fiindcă el însuși reglează termogeneza. Le vedeți pe ecran în zona sub axilei. Nu am auzit cineva vreodată să spună că axila o înghețat. Nu poate să îngheță, fiindcă este mereu caldă. Sau în zona gâtului, în zona supraclaviculară, acolo se păstrează grăsimea brună. Doar de că când noi avem o activitate normală fizică, grăsimea bej mai mult se convertește la asta brună. Și asta brună însuși reglează, e parte din arterea de calorii. Am înțeles că și grăsimea albă, și brună, și bej, ele totuși își au toate rolul lor, dar ideea care? Din cauza că foarte multe persoane caută pe internet cum să slăbească repede, cum să slăbească 10 kg, 15 kg, într-o lună sau urgent, eu vreau să spun că este periculos de a slăbi brusc. Un corp bine ar fi să slăbească nu mai mult de 5 kg pe lună, dar de dorit chiar 3, fiindcă în adipocite se păstrează foarte multe toxine
și însuși decalajele astea bruște de a slăbi, tot o să facă ca corpul să vrei să întoarcă înapoi kilogramele astea, fiindcă însuși adipocitul, el poate să aibă hiperplazie, adică să se dilate foarte tare, și alta este când ele se pot înmulți. La capitolul înmulțirii, adipocitele nu se pot înmulți mult, fiindcă undeva noi ne naștem cu un număr de adipocite și cel mai mult el poate să se multiplice de 2 ori și la unii oameni de 3 ori, totuși în funcție de genă. Dar recomandarea mea ar fi să nu ascultați videouri care vă recomandă cum să slăbiți 10 sau 15 kg într-o lună, fiindcă toate toxinele o să fie aruncate în fluxul sanguin și asta nu-i de dorit. Și ține minte, eu am spus că ele pot face eliberare de foarte multe celule semnalizatoare și toate interleuchinele astea, citochinele proinflamatorii o să se arunce în fluxul sanguin și asta, să zicem, din punctul meu de vedere, asta chiar e periculos. O să fie o toxicitate enormă. Sper că ați înțeles că adipocitele nu este o sursă de trigliceride pus așa într-o sticlă la păstrare, dar are foarte multe roluri, reglează hormoni, reglează termogeneza, pot păstra toxine, reglează nivelul nostru hormonal și cel mai important, înțelegeți că slăbirea bruscă este o chestie periculoasă. Atât pentru ziua de astăzi. Pentru cei interesați de o consultație la mine, puteți să-mi scrieți la carolina.magda@nutrition.com. Și dacă v-a fost necesară și interesantă informația de astăzi, vă rog să-i puneți un like. Atât pentru ziua de astăzi. Toate frumoase!